Salutări și bine v-am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie alături de Grăsanu Cred! Yay! Și poate și alți tipi. Poate. Dar nu, numai eu sunt interesant. Ok, să continui. Deci, nu știu dacă am zis, nu era, n-am fost atent, take it light, doamnelor și domnilor, mașinării, chestii, fabrici, chestii. Sigur, servite pe felie. Acum, pentru început, ca orice om normal din Minecraft, îmi dăiem niște copaci. Eu deja am luat, mă continuez eu acum. Asta văd că e aici o fel de pădurice mică, eu zic să o tăiem toată. Mamă, dar sunt prea multe animale pe aici, frate, e full. Eu zic că trebuie să le ademenim într-un loc să le îngrădim. Ai lag sau e bine? E bine. Eu îmi fac un da, e destul de enervant să filmezi Minecraft imediat după ce ai filmat DayZ. Aha. Am făcut și un crafting table, bine, mersi. Nu contează. Acum am fac un târnăcop. Mi-a făcut două topoare de lemn. De ce două? Slotul 1. Mă duc să iau niște pietruială. Pe aici e zona interesantă. Bă! What the fuck, creeper și n-am sabie. Oh my god, fugi. A, uite fier. Stai că m-am urcat undeva. Am găsit două bucăți de fier, uite și niște cupru, cred. Niște copaci. Cât de lungi vrei să fie episoadele? 20 de minute. Doar 20, nu jumătate oră, ca în DayZ? Nu, pentru că DayZ filmez mai mult. Am pus timerul pe 20 de minute. Creeper. Oricum și în DayZ se prelungeau, pentru că dacă stăteam într-o cameră și cu ținta pe ușă 3 sau 4 tipi și îmi sună timerul, nu opream filmarea. Stăteam până la 40-50 de minute. Cred că am găsit, există modul Surface Diamonds? Nu. Din asta? Sper că am găsit diamond, dar nu prea văd. E silver, probabil. Da, nu prea văd, asta e problema. Silverul seamănă destul de mult cu tinul și destul de mult cu diamondul, dar nu face nimic. Da, e quartz. Ah, sau quartz. Silverul seamănă destul de mult cu diamondul și cu tinul, dar nu face nimic din ce fac astea. Ce faci? Te ajută la galactic. Altceva și mult mai puține chestii. Are galactic craft, take it light? Nu. Putem adăuga? Da. Ce oruri bagă? Ce? Ce oruri noi bagă? Nimic, pentru că din întâmplare Take It Light are toate, cred, că are toate orurile care le-a regalat, sau nu știu. Stai să văd un pic. Mamă, dar e o grămadă de aer în primina asta. Nu știu cum se numesc orurile, știu că am Big Diggers, dar... Am deja 24 de bucăți de aer în set full iron. Nu știu ce... Quartz iau sau nu iau? Quartz? Da, okay. Uite uraniu, dar n-am nu cum lua, să iau. Nu uraniu? Nu, quartzul. Uraniu nu pot să-l iau, nici că nu uraniu nu prea face prea. Dar n-am pickaxe de fier oricum. Numai dacă vrem să ne facem nuclear generator, ceea ce nu se merită, adică... se merită oarecum, dar... Iau cupru, adică bine, am ceva, dar nu știu, la început nu cred da, că Da, iei tot. Cupru okay. Trebuie, cred că mai mult decât tin. Păi și, dar eu nu mai fier găsesc, mă continuu o grămadă de fier. Foarte, și fier foarte. Nu trebuie la început pentru a face lucruri din vanilă, armură și arme și chestii. Tu știi cât fier e aici, a? Nu. Mamă, nu-ți imaginezi. Mai fac un crafting table, că tot am luat lemn. Mai fac niște pickaxe-uri. Hai, cam atâta cu tăiatul de copaci. Am aproape 2 stack-uri de lemn neprelucrat. Ok, eu am un stack și un pic. Nu știu unde e intrat, asta e problema. Nu știu, vine o sapă la mine, că e o grămadă de iron aici și am 2 pickaxe-uri de fier, dacă vrei. Am și torțe, mai am puține, dai coal pe aici, putem să mai facem. Ai pickaxe-uri de fier, eu n-am niciun. Păi da, am făcut, am o grămadă de fier, vino încoa, păi vino la mine, că-s dar nu știu unde ești.
Pe aici sunt câteva grupe, intrat într-o grupă. A, îți dau TP de la server sau nu? Nu, a, stai că ți-am văzut numele. Okay. Nu te mai mișca. Ți-l-am pierdut, ți-l-am văzut pentru o secundă. Dar nu mă mișc. A, nu, e o pată pe care o plato. Fempe, ce vezi pe mapă, pe hartă, ce vezi? A, gata, acum ți-l-am văzut. Sigur? Da, gata, așa că văd și torțile acum. Era niște apă într-un loc, nu? Și da, uite, te văd, te văd, te-am văzut și, da, te-am te văd, te văd, te văd, uite, hai încoa. Aici. Mamă, să zic cât fier! Și eu l-am luat, am un stack și doi fier, da, uite, ia de aici pickaxe. Să trebuie mâncare. Unde-i pickaxe-ul? Nu știu. Ai niște mere. Ia mă, asta. Da-mi pickaxe-ul. Ah, haide. Haide, fii atent, vină încoa. Să vezi cât aer. Iau puțină piatră ca să am rezervă. Și am foarte mult iron și încă mai e pe aici. Peste tot dau bă de iron, peste tot. Se iau coal-ul ăsta, în caz de... A, vrei torțe, vrei torțe, vrei torțe? A, da, da, da. Ia jumate. Am avut puține, destul de puțin. Eu iau pe aici fier, că e o grămadă. Da, bă, dar nu, chiar că eu nu mi-am făcut sabia să-mi fac. Chiar fac așa nici. Păcat că nu există Iron Hammer. Ce? Păcat că nu există Iron Hammer. Există. Nu există. A, Betalix, mă, nu Hammer. Beta. Nu știu ce am zis Hammer. Ia uite, altul, mai mult fier, mai mult fier. Mamă, cât fier. Gata. Ce? Am oprit o apă foarte nervantă. Și mai este doar una. Nu, ce repede să spargem marble-ul. Gata, așa asta. Facem pariu că în câteva secunde se intră mai galb, se mișe și de ce stai atâta calculator? Acum, acum, fii atent. O să intre în câteva secunde. Sau să mă cheme la masă una din două. Încă zice că nu-s destul de grăsan. Deci mă îngraș. Grăsanul Cristus, se îngraș. Am un stack și 56 fier neprelucrat. Un stack și 56, îți dai seama. Eu zic să... prelucrăm cât mai puțin inițial, o să fac. Da, că facem de la macerator și chestii. Și electric furnace și da. Da, o să fac eu că de la început o să prelucrăm cât avem nevoie. Mamă, bă, cât am mai cave aici. Unde-s eu? No. Poate mai o să fie ăsta în sfârșit. Diamond, a, ba nu e silver, vai, am crezut că e diamond. Stai, mă duc să pun un waypoint la ieșire. O să pun târnăcopul pe slotul 2. 2, 3. Dacă aș mai găsi ieșirea. Ce faci? Ce vei să faci? Să pun un waypoint la ieșire. Asta ar fi fost o idee bună și pentru mine, înainte să... Conduc eu, oricum. Da, exact, bine. Bine. Ieșire. Wow, cât da, ce nume complicat. O, am găsit rubin. Bun, și l-am spart și am căzut undeva. Să încercăm... să ne facem unelte, știi, din safire și rubine, așa, și numai armură din fier. Exact. Mă, ce? Dai că... Da. Nu vrea, mă, să pună, ce? Așa, gata. De ce nu pot să pun cabăl? Cum să nu pot să pui cabăl? E o zonă protejată la spawn. Oh, și fix acolo este o apă nervantă. Nu știu, o fi vreo zonă de aia protejată. Probabil că da. Că știi că mai e. Nu, no, te rog, zi-mi că... Ai, nu poți să spar niște safir. Da. Nici eu nu cred că pot. Și nici nu pot să pun torțe. Pune, mă, torțe, bă! Uite, uite, emerald. Se poate elimina cumva zona aia, o elimină, te rog. Nu știu cum. Din, de fapt, nu mă duc pe episodul, îți arăt că se poate din set. Eu iau emerald. Din proprietation file, sau cum se numește. Lead, o să ne trebuiască? Da, dar nu foarte mult. La ce ne trebuie lead? Mult silver și fier pe aici. Sunt în duta mai cave. Dar niciun diamond, plin de oruri, dar niciun diamond. Ah, fuck, sunt încolțit de creeperi.
Hai tata. Își mula PVP, ia vino mă tunca. Mamă, jumate. Oh, fuck, am murit și nu știu unde-mi sunt itemele. Mi-aș dat pe la tine. Te văd. Cobor acum, hai că vin la tine, unde ești? Ia niște copuri. Nu te văd. Acum nu mai am fier să-mi fac o sabie de fier. Să-mi fac din lemn. Da, unde ești? Din piatră. Unde ești, mă? O grămadă de chestii inexplorate. Bă, și ce ca lumea era cave-ul ăla de-l găsisem. Habar n-am unde ești. Lasă că mă duc eu la ei și le arăt meserie. Din cauza. Deci m-a bubuit un creeper, am rămas în jumătate de inimă. Uite mă, doi zombi, n-am Stai mă că intră în sân. No! Gata. O, salut, te-am văzut, te-am găsit. Uite. Uite, what the fuck, get un pic. Critical. Andrei ajutor, că n-am ce să fac, n-am sabie. Help me. Și eu am două inimi. Ok, fugi atunci. Îl bat cu pumnii. Gata, l-am bătut, a Shard of Minion. Bă, dar tu chiar nu știai la Minion să mă uitam la tine la serie când nu-ți spune chestia alea și că trebuie să dai click pe chestia invizibil. Da, știam, am aflat după aceea. Dar nu ți apare, da. Câteva pusele ei. Exact. Am aflat de la Robi când mă jucam pe serverul lui Loris. Abia atunci ai aflat? Așa de târziu? Da. E bunin și Aluminium Stone-ul. Băi, este aici la căul. Bă, dar de asta din nou mină de aia plină de resurse. Poți să numești episodul ăsta mină plină de resurse. Dă numele la episoade, te rog, că mi-a fi. La alea de Minecraft, poate, la Daisy... Da, la astea. Dar la Daisy nu, dar la asta, da. Că și mie mamă, cât căl pe aici. Atunci, cred că după ce termin episodul ăsta, o să și postez, o să fie... Seria de Minecraft o să fie postată la cald. Aia de Daisy la rece. Cum adică? Adică... asta de Minecraft, practic... O să pot să zic abonații că uite mă, acum ieri sau acum 2 ore ăștia au început serie. În schimb, la Daisy cu 10 episoade în față decât postez. Minim. Ah, da, chiar că. Păi da, deci la Daisy filmez ceea ce postez. Ceea ce postez e filmat cu o grămadă de timp, știu. De fapt, știu ceea ce postez acum, episoadele 54, 55 și așa până la 62. Am dat de lavă și... Au fost filmate de vreo lună. Nicolae. Și atunci nu m-am mai jucat de zi. Safir. Și am tot postat videoclipul. Safir. Nu-mi pasă! 6 safire. Redstone. Iau redstone-ul? Nu știu, hai că-l iau. Mamă, nu mai am loc în inventar. Uite-mi itemele! Ho, ho, ho. Ok. Aula, am o grămadă de iteme acum, n-am ce să arunc. Zic când se face zi să mergem afară să ne facem o casă ceva. Eventual eu fac o casă basic în stilul meu. No. Din lemn până o terminăm pe aia complexă. Nu, no, eu începem pe aia direct complexă direct, te rog eu frumos. Te ocup pe aia complexă, eu în 2 minute am făcut. Ok, fă-o pe aia, aia o să fie provizoria aia. Păi da, tocmai asta zic. Ok, și o fac eu pe aia complexă. Păi da, aia... Mai întâi trebuie să facem o anumită parte la aia complexă în care să putem sta și apoi o mai extindem sau... Nu știu, oare să facem așa, să o construim și apoi să o extindem sau o facem direct extinsă? Să o construim și să o extindem, așa fac, extind din ce în ce mai mult, știi? Că atunci am putea eventual să extindem de la casa mea să fie, nu știu, îți stă în fire să faci tunele pe sub pământ cu încăperi sau nu prea? Nu prea, vreau mai mult construcții, nu prea închefați de tunele și chestii, poate în alte... Mă refer,
casele tale să fie prin pământ cu tunele, deci păi să da, nu fie eu cu... fac. Chiar nu te uiți la seria mea de single player, să vai. Să nu fie cu poduri prin aer, cum ai făcut, de exemplu, pe Brea. O să fac și cu poduri și pe dedesubt, pe în toate părți să mai extind, o să vezi. Atunci ar putea să fie casa aia, ca un fel de loc. Momentan o să fac o acoperiș struguiat ca să fie stilată. Dar eventual, nu știu, scoatem acoperișul și... Pe acolo în sus e o scară care duce la poduri și în jos... Și încep să mai extind eu. Da. Da, să vezi tu. Dar deja am idei. Vin ideile. Am ajuns la lavă și mă lovește ceva. Acesta episod nu m-a teminerit. Da. Nici nu începem bine că minăm așa, trebuie să în genul. Cam așa facem. Adică... Am găsit diamond-uri. Ce să-ți faci o căsuță în care să te refugiezi peste noapte când poți să faci o mină? Ai auzit, mă? Ce-ai găsit? Am găsit diamond-uri. Merge. Merge, știi? Da, merge. 7, cred că sunt. 8. Salt! Oho! Îmi arunc chestiile în lavă. Nu. Silver-ul nu-mi trebuie, Nicolai, tu-l păstrez. Păstrează ceva ca să fie. Nu, știi cum? Fă-l blocuri, că ține mai puțin. Mie îmi place să țin toate chestiile și așa să fie multe. Gareț, stau nu și Nicolae tu să ajungem și căulu, și fierul, și cupru, și cam toate chestiile. O să ajungem să le facem blocuri ca să ocupăm mai mult spațiu. Și tinul și cupru. Mai puțin spațiu. Da. Ok, avem 8. Și în afară de diamonduri, cred că și de safire, emeralde și rubine și așa, toate cred că o să ajungi. La nivel plin de lavă. Fierul categoric. Văd în depărtare, cred că am mai găsit niște diamonduri, nu sunt sigur. Hai bă. Te rog eu frumos fie. Nu-s diamonduri, Nicolai. Oh, doamne, iarăși m-am apropiat de zona spawnului care... Cred că-s diamonduri. Cred că-s diamonduri, cred... Stai să mă apropii. Da, torță tâmpită. Aud un zombie cum are. Da, mă-s diamonduri. Patru doar. O să trebuie să-mi fac un alt pickaxe de fier. În curând. Avem 12 diamonduri, 13. Ok, revin într-o parte în care băgăs niște torțe puse. Oh, bă, stăm prost cu mâncarea, o să mănânc niște rotă. Aoleu, dar chiar că... Dar mie nu mi s-a făcut deloc hunger, de când am intrat pe server n-am mâncat nimica. Nu știu ce. Eu mâncam niște rotten flesh. Eu minez niște rubini, uite și niște... Și asta, căul ăsta ciudat. What? Tungsten, what? Ce asta? Ah, poți să-l arunci, dar nu face absolut nimica. În Take It Classic, unde era cu EMC, valora că două diamonduri. Ca EMC. Aici nu face chiar absolut. Dar mie îmi place nebunie Tech It Light-ul cu MCU. Tech It Classic, mă rog. Înțelegi. Salut, zambiuța. Salut, zambiuța. Prinde-mă de... Te iarzi, pediculeț. Aveți grijă să nu vă luați de Andrei, că vă bate și vă faci în chiloței. Că am impresia că sunt spawner-uri pe aici. Eu vreau să mă dea de zombie să mai fac rost de rotten flesh, uite că... Să mănânci 3 rotten flesh e eficient, să mănânci unul nu. Pentru că de la 30 de secunde, mai ales dacă stai nemișcat, îți scade foarte puțin. De exemplu, mie mi-a scăzut jumătate. Am ajuns și eu în partea aia în care mi se refac blocurile, nu pot să sparg. Da, eu aveam impresia că pot să sparg. Gândindu-mă că eu am server, știi, și credeam gata, tata, merge la mine. Dar nici nu merge. Se refac blocurile, știi? Da, exact. Și nici torțe nu poți să pui și nici să spargi asta. Exact. E stresant. Am o grămadă de fier. Asta e tot ce știu. Deci fier. Mamă, știi cât am? 3 stack-uri și 20 de fier neprelucrat. Iar pe Minecraft... frate, nu cred. Ce? Dar cât de mare e... Zona asta e foarte mare, poți din setări să o faci mai mică.
Pentru că am dat de cupru și de safire o grămadă. Am și o safire. Și tin și fier care nu pot să le iau din uscaza la zona. Și nu pot să pun torțe. Atunci mișcă-te din zona aia. Uite, îl iau și lapis, nu știu de ce, dar să fie. Am omorât un schelet și mi-a dat un arc. Și am o săgeată, o strag cu săgeata și după aceea o să arunc arcul. Cam așa. Incredibil. Deci timerul ăsta mai silențios. Cât a avut? 20 minute? Da. Ok, deci cam atât pentru acest episod. Mai luăm tinul ăsta. Îl văd pe rare și cu vreo 20 de blocuri mai jos decât mine. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsai. Să lăsai, să lăsai, nu uitați să lăsai. Nu uitați să lăsați un like, oh my god ce cave, un subscribe, oh my god ce peșteră, un share. Oh my god ce share. Un oh my god ce share și un comment cu oh my god. Și ne vedem data viitoare, tot aici în peștera mea auzit un... Ce era să zic eu ce? Mineshaft. Ai găsit un mineshaft? Da. Mamă, dar e plin. Un spider care a fost... Am găsit spawner. De zombie. Spawner de zombie, ia niște rotten flesh. Da. Fix aia. Nu mai am torțe, bitch. Știi, mi-ai auzit când am zis câte stack-uri am de fier? Câte? 4 stack-uri și 23. De fier. Neprelucrat. Ok, deci ne vedem data viitoare. Pa. Pa.